doar câteva gânduri de încheiere. Pentru început mă gândeam, în timp ce vorbeau frații, la acea împrejurare istorisită de evanghelistul Ioan, în capitolul 6, în care un copilaș, un băiețel, mergând puțin în urmă, interesat de cuvintele învățătorului, ale Domnului Iisus Hristos, merge și el pe urmele celor care doreau să îl asculte pe acest învățător și pentru că se anunța o deplasare ceva mai depărtată, băiețelul acesta va povesti probabil mamei sale, nu știu dacă avea și tată, dar cert mamei sale, că va trebui să meargă undeva după învățătorul. Nu e greu să îți imaginezi discuția și contextul în această familie. Cert este că mama lui, o mamă săracă, îi va pune în trăistuța lui câteva pâini de orz. Pâinea de orz era pâinea oamenilor celor mai săraci din Israel. Grâul era considerat deja un aliment puțin mai pentru cei cu condiție medie sau mai bogați. Pentru cei mai săraci era aceasta pâinea de orz, pâinea de secară și băiețelul acesta va lua cu el de la mama lui câteva pâini și câțiva peștișori, probabil prinși pe lacul Genezaret și va merge după Domnul Iisus. Va asculta și el alături de ceilalți trei zile. Stau și mă gândesc și deseori mă cutremur așa gândul acesta când spunem ceva adunării publice. Copilașii aceștia care ne privesc, care ne ascultă, iau ceva? Rămân cu ceva? Au vreun interes? Băiețelul acela a fost atât de fascinat de ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, semn că spunea lucruri foarte importante și foarte pe înțelesul chiar al copiilor, încât trei zile se pare că băiețelul acesta nu prea se atinge de bucatele lui, sau dacă va fi venit mai târziu. Oricum, cert este că atunci când ucenicii vor fi întrebați de Domnul Iisus Hristos ce avem să dăm mulțimii acestea de mâncare. Erau trei zile în care ascultaseră pe Domnul Iisus Hristos, probabil au avut și ei ceva provizii, trei zile, nimeni nu-și luase de mâncare pentru trei zile, frigidere nu existau în pustia aceea. Și ucenicii spun, Doamne, hai să facem așa niște calcule. Dacă am luat pâi cu 200 de lei, un leu era plata muncii unui om, deci dacă ar fi salariul unui om pe un an de zile să luăm pâine, n-ar ajunge nici măcar câte puțin la această mulțime care semna aproape 5.000 de oameni. Și altul spune, Doamne, hai să ți-o spunem și pe asta. Uite, este între noi, este pe aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce înseamnă acestea pentru atâția oameni? Și Domnul Iisus Hristos, cu acea liniște a Lui și cu acel calm al Lui, spuneți oamenilor să-și ia de jos, de parcă deja venise caravana cu pâine, cu pește și cu toate cele necesare, mai era nevoie ca oamenii să se așeze pe iarbă și să se pregătească de masă. Cum se așez la masă? Mă gândesc așa câtă uimire va fi fost în inima ucenicilor. Erau cu Domnul Iisus Hristos, mai pricepeau câte ceva din lucrurile Domnului Iisus Hristos, însă niciunul nu trecea dincolo de ceea ce era rațional, de ceea ce era normal. Și pentru ei rațional era ca într-adevăr Mântuitorul să aibă niște provizii destul de mari ca să poată pune masa acestor om. Dar ceea ce îmi place la ei este faptul că merg pe mâna Domnului, se încred în El, nu murmură unul și spune, merg în mulțime și așează pe oameni în cete de 50, deci aproape 100 de cete și apoi Domnul Iisus ia din trăistuța acestui copilaș și aici vreau să ajung toate pâinile și toți peștișori. Ei, gândiți-vă, comuniștii și, mă rog, mai ales rușii, când făceau rechiziție pe milioane de hectare, lăsau pe oameni muritori de foame. Și bieții oameni mai ascundeau și ei pe unde mai apucau. Nu era o rechiziție, nu era o confiscare. Copilul acesta, probabil ucenicii, probabil Domnul, îi cere nu pâine. Sunt convins că Domnul Iisus Hristos putea să facă mulțirea aceasta cu pâine și poate cu un fragment de pește. Și îi spune băiețel, mi-ajunge o pâine, mi-ajunge un peștișor, restul le păstrezi tu.
Ceea ce dă frumusețe Evangheliei este lucrul acesta. Dumnezeu dă totul și celui credincios îi se solicită totul. Copilașul acesta pune în lucrare, și este o lucrare care rămâne mărturie peste veacuri, pune totul. Mântuirea lui Dumnezeu înseamnă această lucrare. Un Dumnezeu care dă totul, am citit în versetul 3, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, totul. Un Dumnezeu care este necuprins și care dă absolut totul. Își dă inima lui, își dă pe Fiul lui, pe Domnul Iisus Hristos, pentru ca să fie jertfit, în felul acesta să putem fi noi mântuiți. Fără acest totul nu puteam fi mântuiți. Putea să dea Dumnezeu jumătate din cosmosul acesta. Putea să dea Dumnezeu, eu știu, să ne dea jumătate din oștile cerești. Nu ne foloseau la nimic ca să fim mântuiți. Și putea să ne dea cerul întreg. Fără Domnul Iisus Hristos, toate lucrurile acestea nu puteau să însemne mântuirea noastră. Dumnezeu a dat totul pentru că a dat pe Domnul Iisus Hristos, cum spune acela în care își găsește plăcere inima lui. A dat totul. Și ca un lucru frumos, cuvântul ne spune aici, de aceea, dați-vă și voi atenție, toate silințele. Mântuirea adevărată a lui Dumnezeu. Și când omul înțelege mântuirea, o înțelege pe principiul lui Dumnezeu. Adunările creștine sunt, din păcate, populate de oameni care nu sunt mântuiți. De oameni care cred că mântuirea este ceva așa, îți dă Dumnezeu cât cuprinde și de la El, dacă se poate, dacă vrea El, dacă consideră El și așa mai departe, asta nu-i mântuire. Dacă ai pune de pildă într-un pahar cu apă, iei și pui acolo două flori, care poate seamănă foarte, foarte mult. Una este luată de pe câmp, alta este o floare artificială. Și măiestria lui, cel care a creat-o, i-a dat absolut toate nuanțele de culori. Dar n-are viață. Și acea floare artificială nu va produce niciodată nimic, pentru că nu va putea să absoarbă nici măcar un miligram de apă. Pe câtă vreme o floare de pe câmp, presupun că ai luat o cu rădăcină, o pui undeva, ea absoarbe apa, absoarbe substanțele nutritive și crește. Ea dă acel miros, ea are viață. De aceea deseori suntem încurcați în aprecierea noastră, pentru că nu știm să deosebim oameni care au viața din Domnul Iisus Hristos și oameni care se consideră creștini, dar care n-au viața Domnului Hristos. Spuneam cuvântul Dumnezeu în Epistola către Roman, cine n-are Duhul lui Hristos nu este al lui. Păi da, are cutare, păi da, vorbește, păi da, spune, păi prezent la adunare, păi cântă foarte bine. N-are Duhul Domnului Iisus Hristos, nu este al lui. Este floare artificială, este o floare moartă. Mântuirea lui Dumnezeu înseamnă viață. Și Domnul Iisus Hristos spunea în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, eu am venit ca oile mele să aibă, nu ceva viață, să aibă viață, și accentuează lucrul acesta, să aibă viață din belșug. Un Dumnezeu care dăruiește absolut totul, ne spune cuvântul, și omul credincios, care primește mântuirea în inima lui, o primește cu adevărat, ei bine, acest om credincios este chemat să își dea toate silințele și atenție, nu să creeze fapte, credință, cunoștință și așa mai departe, lucruri care mi-a atras iarăși doar aminte ca un detaliu foarte important, ca să uniți, ca să legați aceste trăsături de caracter. Trăsăturile de caracter sunt lucrate de Harul lui Dumnezeu pe acest fond al responsabilității noastre totale. Doamne, vreau să fiu al Tău, vreau să faci din mine tot ceea ce dorești Tu. Vreau să mă transform în așa fel încât să pot fi o plantă roditoare pentru mine. Să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința și așa mai departe, să le legați.
Dumnezeu ne dă prin harul lui aceste lucruri în toată bogăția lor și credinciosul este chemat să colaboreze cu Dumnezeu. Tot așa spunea Domnul Iisus Hristos fariseilor și cărturarilor care criticau pe copii, care criticau pe oameni în ziua de flori. De ce strigă așa? De ce se entuziasmează așa de mult mulțimea aceasta? Pentru că ei erau acolo și scrâșneau din dinți împotriva lui și Domnul Iisus Hristos le spune, între altele, să știți că dacă Dumnezeu ar dori sau ar vrea, El poate ca din pietrele acestea să ridice fii ai lui Avraam. Putea, dar n-a făcut-o niciodată. Pentru că Dumnezeu și-a dorit ca această mântuire să însemne un izvor de viață transferat unei ființe aduse la viață și această viață să poată fi procesată sau prelucrată prin organismul viu al omului credincios. Iarăși, dacă facem apel la legile naturale, tot ceea ce are viață primește o sursă de hrană, că e vorba de sursa de hrană din apă, din pământ și așa mai departe, tot ce are viață primește aceste substanțe, această sursă de hrană pe care, atenție, o procesează organismul viu al plantei sau al pomului respectiv. Dumnezeu ar fi putut face pomi în fiecare zi, să piară toți pomii, la un cuvânt putea să pună din nou iarbă pe pământ, putea să pună din nou pom. Nu! Dumnezeu le-a pus o dată și după aceea a dat o lege de viață, pentru ca din acești pomi, din această vegetație, să fie sămânță aceasta, să introducă elementul acesta de continuitate sau peren de-a lungul întregii existențe. Dumnezeu n-a creat de fiecare dată. Dumnezeu a creat o dată și apoi a dat o lege care să mențină creația aceasta în viață. Dumnezeu mântuiește pe oameni și dorește ca în fiecare dintre noi să fie procesate, să fie, dacă vrem, asimilate valorile pe care El ni le dă. Toate aceste atribute nu apar de la noi, dar toate aceste atribute sunt lucrate de Harul lui Dumnezeu în noi. Și este această, dacă vrem, colaborare între un Dumnezeu infinit, care, repet, dă totul, și un om finit care își dă și el totul. Credință așa mai puțină este în limbajul nostru omenesc. Viața creștină normală înseamnă, din partea credinciosului, totul, din partea unui Dumnezeu care a dat și dă întotdeauna totul. Acum, mă gândesc că dacă între noi poate sunt fie persoane care au tangență, au oarecare legătură cu Evanghelia, fie prieteni de-ai noștri care au legătură cu oameni credincioși, ce îi deosebește pe unii de alții? Nu punem preț sau nu accentuăm deosebirile, eu știu, de înfățișare sau eu știu de comportament numai. Ceea ce poate să deosebească pe un copil al lui Dumnezeu, pe un credincios, de un om care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, este deosebirea dintre viață și moarte. Cel care este din Domnul Iisus Hristos produce fapte pentru Dumnezeu. Omul religios, omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu are cum să producă aceste elemente de caracter creștin. Ele nu se altoiesc într-un lemn uscat. Ele se vor altoi, dacă vrem, sau se vor împrumuta unui suflet viu, unui om care este mântuit prin Harul lui Dumnezeu. Păcatul a adus în creația lui Dumnezeu, despre care aminteam puțin mai înainte, păcatul a adus moartea. Plata păcatului este moartea, începând de la om și până la plante și fiarele pământului. A dus moartea pe pământ. Și Dumnezeu, prin omul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, aduce din nou viață, însă o viață veșnică. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit. Tot ce privește viața și evlavia, nu este vorba doar aici de viața terestră. E vorba de viața care începe pe pământ și care continuă toată veșnicia. Și această viață pe pământ este împodobită sau înnobilată cu evlavia, care reprezintă suma caracterului creștin.
Și un alt lucru pe care vreau să-l spun este această grijă a apostolului Petru ca să transmită din ceea ce i-a dat Dumnezeu prin inspirație într-o epistolă care este o epistolă scurtă. Este o epistolă de 3 capitole sau, dacă vrem, o epistolă de 3 pagini. Și sunt convins că această epistolă citită și asimilată în cele aproape 2000 de ani a fost de atâta folos miilor și sutelor de mii de credincioși. O epistolă. Deci dacă este să intri într-un tratat științific, nu știu ce, de medicină, de chimie, ați văzut, sunt cu miile de pagini și abia dacă le poți parcurge într-o viață, cel puțin cei care se ocupă de lucrul acesta. Evanghelia are caracterul ei simplu, dar Evanghelia are viață. Ea seamănă în noi viața din Domnul Iisus Hristos, care mai apoi se dezvoltă și apare acest caracter creștin. Deci Petru vrea să transmită credincioșilor încă aceste aspecte ale vieții din Domnul Iisus Hristos și ne asigură în capitolul 1 de această putere a mântuirii, în capitolul 2, care este un capitol apologetic, Petru apără credința creștină în fața detractorilor, în fața vrășmașilor, și capitolul 3 aruncă o privire în viitor, probabil la vremea respectivă, dacă Domnul ne va ajuta, vom vedea, o privire în viitor, și anume la venirea Domnului Iisus Hristos, un bătrân, probabil spre 70 și ceva de ani, care se uită cu bucurie în urmă, pentru că l-a întâlnit pe Domnul, care privește cu realism prezentul și care privește apoi cu bucurie înainte, pentru că el, chiar dacă pleacă prin moarte, știa că îl va întâlni pe Domnul Iisus Hristos. În încheiere aș vrea să reținem, dacă vrem, ca și sinteză a lucrurilor, mântuirea este o mântuire deplină. Și această mântuire deplină transformă pe cel credincios, cu toate slăbiciunile că trăim într-un trup ca acesta, transformă pe un om credincios care îi dă toată ființa lui, îl transformă într-un martor adevărat, într-un om credincios care să poată avea pe pământul acesta un mers sănătos. Fără îndoială, dacă Domnul ne va ajuta data viitoare, cred că se poate stărui în continuare asupra acestei părți finale a capitolului 3, cred că sunt multe alte lucruri de accentuat, de precizat, pentru că ne vor fi de folos. Băiețelul acela a dat totul, Domnul Iisus a dat totul, Dumnezeu a dat totul și așteaptă ca și inima noastră să fie în totul a Lui. El să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.